Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Turmoil. Haideți să ne mai distrăm așa câte puțin și de această dată continuăm campania. The race for the majority, așa. Ok, mi-aduce aminte că trebuie să am stocksul 50% ca să reușesc să-i bat pe băieți și să devin primarul orașului. E Rafael primarul, vă vine să credeți? Hai să vedem. Avem 47.000, foarte mulți bani. Ne interesează să mai luăm câteva la stock auction pentru că vedeți că nu stăm prea bine. Suntem pe locul 3. Adică ăștia 2 sunt peste noi, așa că... 7%? Nu știu la ce preț ar trebui să mă duc. Aș vrea undeva pe aici. Doar eu am banii, doar eu am aici, doar eu am aici. E bine, 23.000. E oarecum decent. Și deja din start am egalat-o pe Daisy. Și mai avem și 24.000 de dolari. Dar nu mai avem ce să facem cu ei, din păcate. Aba, da, uite, ne putem mări aici. Silos. Schmecher. Super Silo. Pentru altă dată Super Silo. Land Auction. Hai să începem și noi să vedem. Ia, ce să luăm? Ce teren să luăm? Mi-a zis să mă bag pe lângă cifre mari, adică aici. A, probabil o să-mi iau ăștia terenul și mă bag deasupra. Nu? Perfect! Super tare! Hai să dăm dig și să înceapă șmecheria. Ia să vedem noi ce facem astăzi. Băi, cred că facecam-ul trebuia puțin mai mic, pentru că nu o să mai vedeți prețul în dreapta. Dar e în regulă oricum, nu prea vă deranjează. Trec zilele, boss. Trec zilele, bossulică. Ăsta ar trebui să găsească foarte repede. Din ce țin eu minte. Pentru că l-am upgradat. Și acum facem o dată așa. Și punem un silo de ăsta mare. Mare de tot. Iar unul se ocupă. Ok. După aia mai punem încă un băiat de ăsta. Începem ușurel. Facem de fapt aici. Ok. Nu prea se merită. Hai să vând amândoi. Mă interesează să facem o dată așa. Pentru că upgrade-ul acesta... Da, uite, în partea asta e mai bun prețul. Așa, 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 așa. Au capacitatea mai mare. Deci ne mișcăm oarecum mai repede. Așa. Facem și noi bănuții sau ce se întâmplă aici? Ia să vedem ce mai găsește asta pentru noi. Sper să fie ceva măreț a găsit pentru noi. Perfect. Perfect. Hai să mai punem un silo aici. Și ăștia nu știu dacă mai fac față, așa că mai angajez unul. Nu e nevoie să mai cumpăr, să mai vindem, pardon. Momentan aș vrea să fac upgrade-ul acesta de 1000. Boom. După care upgradăm aici. Perfect. Și trebuie să ne punem puțin pe vânzare. You can now upgrade silos twice. De două ori. Nu e rău. Deci încă o dată. Cât au stai aici, nebun. Ok, toată lumea la vânzare. Și să mai caut ăsta ceva. Ne-am băgat la vânzare ca lumea. Ok, dar e piatra aici. Dar putem să facem așa. Ceea ce nu e rău. Mă uit aici la preț. Începe să scadă prețul. Deci ne oprim și noi. Hai să upgradăm partea asta. Îl mai punem pe ăsta. Ăsta ne găsește orice, deci nu trebuie să mă mai chinui eu. Avem silo-ul plin. Plin ochi. Ia să ne ducem noi așa. Bă, putem să upgradăm și aici odată. Să tragă puțin mai repede. Hai să tragă și de aici mai repede. Ăsta să mai caute ceva. Bă, trebuie să mai punem noi un silo. Voi deja nu mai vedeți prețul în dreapta. Ia, ce-am mai găsit pe aici? Facem așa, facem așa. Și ne punem și noi ușor, ușor la vânzare. Ne punem ușor, ușor la vânzare.
upgradăm astea, să ne mișcăm ceva mai repede. Pentru că vine finalul. Dar scade prețul, aia e faza. Ok, hai să ne oprim puțin. Să vedem, crește în stânga. Hai să ne băgăm să vindem acolo. Bă, m-ar interesa așa să facem. Ca să vindem repede, repede, repede. Tot. Ok, unde n-ai găsit asta? Oh. Dar nu mai apucăm. E prea mult. E deja decembrie. Dar mai trage câte puțin. Oh, și de aici mai trage. Ah, dar nu vin. Ah, ce prost sunt. Ah, ok, e în regulă. Vedeți, oricum nu ne mai taxează pentru că nu mai dăm pe afară. Pompele noastre nu mai dau pe afară și nu mai luăm acel fine de spillage. Deci, am fost cam prost acolo, n-am realizat că mai aveam ceva de vândut, dar e ok. Ce ne interesează? Mi-ar plăcea un super silo ăsta. Dar trebuie, ne mănâncă mult treaba aceasta. Nu vreau să cumpăr 3%. Pentru 3% nu vreau să dau mulți bani. Chiar n-are rost să-mi prăpădesc banii pentru 3%. Mai bine păstrez pentru un upgrade sau ceva. Ok, land auction. Aș vrea să mă bag, nici nu știu. Cred că aici era mai bine. Ok, văd că se bat pentru locul acesta. Omne, cât a pus ăla? 10.000 doar pentru un loc. 12.000? Bă, dar sunteți nebuni la cap. Mi-au luat toate locurile. O pun aici ca la sărmani. Ok, hai să-i dăm drumul. Ce să mai facem? Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place joculețul, dacă vă place seria. Eu nu-mi place foarte tare. Mama mia ce avem aici. Mama mia pizzeria. Nu se duce deja la vânzare. Hai să vedem cât de repejor ne mișcăm. Bă, faceți așa. Partea asta e și mai bine. Hai unul să caute. Nu știu ce să zic, adică, ok, am înțeles că a găsit aici, dar parcă nu prea m-ar interesa. O să vindem cu un preț ceva mai micuț. Ok. Ce să facem noi? Hai să mai așteptăm puțin. Văd că va crește prețul în dreapta. Așteptăm, așteptăm. Duceți-vă la vânzare aici. Ca să mai upgradăm încă o dată. Nimic aici. Ok. Putem să facem așa. Unul vinde aici. Ok, asta ne-ar costa foarte mult. Așa. Hai să tragă ceva mai repede și mai angajăm unul. Și doi să vândă aici. Deja de pe afară. Ok, atunci ocupați-vă de asta. Hai să mai caute în altă parte. Nu prea merită să ne ducem până. Hai să ne ducem, dar ne rupe de bani. Ce a găsit ăsta aici? Bune! Doar aia! Ce naiba rezolvăm? Nu! Fuck! Ne-a rupt în două la bani aici. N-am fost pe fază. Ok, ce naiba se întâmplă? Ok, duceți-vă să vindeți voi aici, presupun. Toți? Hai să mai angajăm unul. Hai să ducem partea asta. Ce-a găsit mă ăsta aici? Care-i faza cu zona asta? Ok, du-te așa. 500 ești nebun. Ok, am luat din toate zonele. Oh, mai e ceva aici. Nah, e gaz, nu ne interesează. Ăsta ce naiba vrea? Ok, putem să tragem și așa. Hai să vedem. Oh,
aici era. Ok, 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 băgați-vă mare pe vânzări. Hai să vedem. Să upgradăm pompele astea. Asta mare de tot trebuie upgradată. Și o să vindem în prostie. Ok, vindem și partea asta. Vindem în prostia prostiilor. Faza e că scade prețul. Ok. Trage destul de repede. Last month. Come on. Trebuie să mergem să vindem tot, n-avem ce să facem. O să ne ia și taxa aia. Ok, deci nu mai e nimic. Era mai mare prețul în dreapta. Am luat tot. Aproape tot. 3000. Oh, fuck. Ne-a rupt cu 3000, mamă. Nu facem nimic. Stock auction-ul nu prea mă interesează. Am greșit eu acolo. Cu spillage-ul. Nu mă interesează 3%. Totuși sunt destul de bine, adică 20 cu 20. Ok. Hai să vedem. Land auction. Unde naiba să mă bag? Nici nu știu. Oh, e și aici zona? Aba, hai să ne punem aici. Ciofi of. Bă, toți, voi vedeți și aici bătaie? Mamă, 15.000 doar pe zona asta. Păi nu rezolvi nimic dacă plătești așa mult. Nu? Nu cred că rezolvi nimic dacă dai chiar așa mulți bani. Ok, hai să vedem. Poate ne descurcăm mai bine aici. Ne descurcăm pe naiba. Uitați-vă și voi ce zonă mică. Plătește și vinde ceva. Mă interesează o dată aici. Oh my god. Altă zonă mică. Aoleu. Nu rezolvăm nimic în felul ăsta. Cred că ne-au mai rămas doar zonele foarte proaste. 1-10. Facem ceva bănuț, dar eu știu ce să mai zic. Vreau să upgradăm aici cu 1000. Ca să fiu sigur că nu mai dă pe afară. Ăștia se mișcă super repede. Ok, ia mă, că sunt curios. Aici nu. Fie asta zona noastră. De suflet, nu mai vindeți nimic. Trecem la depozitat. Tragă puțin mai repede, mai angajăm unul. Dar vedem că să așteptăm să mai crească prețurile. Crește în stânga acolo. Hai să mergem la vânzare. Trebuie să tragă mai repede și de aici. De ce ai mai găsit, mă, ea? Găsit asta așa. Du-te și mai caută. Nimic. Oh, o zonă bună, aparent. Aici e tot piatră, deci n-avem decât să facem așa. Diamantele, din păcate, nu pot să le iau, v-am mai zis. Ok. Bă, destul de bine. Binișor, binișor. Da, voi nu vedeți prețul acolo în dreapta, da, mă rog. Ok, hai să nu mai vindem nimic. Și să punem două d-astea, upgradate la maxim. Mă îndoiesc că mai e ceva la suprafață. Cred că sunt d-astea mici pe jos. Oameni, astea spuse... N-am upgrade-ul făcut? Sunt puse toate așa. A, nu. Ok.
chiar acolo ar trebui să se miște foarte repede. Mi-ați mai zis că trebuie să upgradez asta, nu pompa aia lungă. Dar eu uit mereu. Deci asta trebuie upgradată. După care și astea micuțe. Bă, vindem ceva. Vindem destul de mult, dar hai să ne potolim. Uite cum se umple ăsta. Nu mai găsește nimic nemernicul. Cred că asta a fost tot. Ok. Bă, poate crește prețul în stânga aici. Ultima lună. Hai să vindem tot și gata. Da, dar pe afară, de ce în regulă? Uite, abia acum a crescut prețul. Aproape tot. Tot, ce să mai. Hai că mi-e și bine de această dată. Profit bun, nu e rău. Acum nu știu dacă vreau să-mi iau super silo. Hai să vedem dacă ne dă ceva bun la stock auction. Oh my god, 3%. Ok. Hai că iau eu 3% ca să conduc. Să fiu în față, știți? Pentru că dacă n-ajungem la 50%, dacă n-ajunge nimeni, cred că se termină și cel care are cel mai mult câștigă. Cred, nu știu. 25, zona noastră a fost foarte slabă. Așa că hai să ne punem aici. Aici aș vrea. Ia. 56, era bună zona asta. Îmi fură ei mie, eu nu stau să mă bat pe terenuri, că n-are rost să investești așa mulți bani. Adică să dau 15.000 pe un singur teren. O, bune. Ceva bun aici. Nu prea bun, dar mă rog. Fie ce-o fi. Ok, hai să strângem acum, ca de obicei, scad prețurile. Ne merg nici rău ăștia. Ia să nu vindem mă noi deloc, să vedem. Poate crezi la loc. Curios ce se întâmplă. Hai să ne băgăm și noi la vânzare. De ce nu-și umple prostia aia din spate când se duce să vândă? Fucking română! Ok, ce-o mai fi și păi nici nu avem bani. Oh my god, e ceva mare? Ok, n-avem bani. O avem? Vin de aici, că e mult. E mult și bine. Să așteptăm până facem 1000, adică acum, după aia urădăm asta, mai angajăm băieți. Facem așa că m-am supărat. Ok, hai să mai angajăm un prăpădit ăsta, care mănâncă banii. Nu se merită zona aia. Nu se... De ce nu trage de aici mai repede? Ce trage așa greu? Ok, hai să vedem. Mai angajăm unul. Aș vrea să tragă ceva mai repede. Mai repede. Oh my god, cred că e prea repede acum. Cred că e prea... Haide să descurcă ăștia. Hai că a crescut prețul aici, în dreapta. Nu mai vândă nimeni nimică. Se vândă vreo 2. Nu mai e nimic pe toată harta? Pe bune? Asta e tot? Tot. Ok, presupun. Trag cam greu ăștia, cred că avem mult de vândut. De-aia. Okay, aproape gata. Aici trebuia să vindem noi tot. Am înțeles că poți să termin stop level. Poți să termin de mai devreme și îți dă bani în plus. Stop level, are you sure?
Aha. Ok. Spendings. E ok, e ok, am ieșit pe... pe plus, 14.000. Ăștia abia au ieșit. Și se mai și bat pe terenuri. Asta are 40.000, care e cu 3% în spatele nostru. Oh my god, e mult. Abia să iau eu asta cu 6%. Dar o iau pe următoarea, pentru că ea nu mai are bani acum. Ceea ce e bine, hai să vedem. 50-27. Zona asta, dar o să mă dea ăștia. Aba, nu e luată. Hai de capul meu. E perfect. Ok, hai să facem niște profit ca lumea, ca să putem să luăm următorul stock auction. Ok. Bă, pare o zonă mare. De ce vine? Ok, tu stai acolo. La început e cel mai greu, până ne mobilizăm. Dar trage ăsta bine, bine. Deci unul pune în spate, altul trage. Hai, mă. Haideți, băiețași, să facem și noi 1000. 800. Perfect, perfect. E zona prea mică. Ok, stop. Hai să nu mai vindem nimic. Avem destul aici. Dar n-avem bani. Și n-avem niciunde să vindem. Hai să vândă unul aici. E o zonă mare, e bine. Ok, băgați-vă aici la vânzare. Hai să vedem. Ca să facem noi așa. Mai angajăm unul, upgradăm ăsta. Îl upgradăm și pe ăsta. Și facem așa. Chiar de două ori. O să tragă ca nebunul. Ăștia depozitează frumos. Ok. Hai să investim puțin bănuți. Și să facem noi așa. Ok, ok, ok. Crește prețul. Ceea ce nu e rău. Se pune mai mulți dacă e cazul. Dacă nu se descurcă băiețașii. Ia să vedem. Asta era. Ok. Ok, ok, ok. Hai să vândă toți. Trage și de aici. Hai să ne oprim puțin. Ia. Reușesc ăștia să umple tot. Poate mai crește prețul, de-aia zic. Să mai crească puțin. Și acum ne băgăm la vânzare. Ca să scoatem niște bănuți ca lumea. Acum chiar cred că facem profit bun. Ia că vând ăștia, n-au treabă. Tot nu reușesc să golească unde ăsta mare de tot. Acum în partea dreaptă. Și cam asta a fost tot. Top level. Boom. Yep. Oh my... What? What? Glumești, câta zona era și ăla al meu n-a detectat-o? Cum? Ei mei detectau zonele super micuțe și era dita mai zona în mijloc. Nu-mi vine să cred. Wow. Dar acum am mulți bani. Ceea ce nu mă inter... 9% și doar eu am banii! Ce rău îmi pare pentru voi, băieți! Și... bum! Bossulica 32. Sunt rege. Regele regilor, nu mai au ce să-mi facă.
Bun, hai să ne mai luăm un... Fii atent și zona noastră... Noi parcă aici am fost, nu? Sau nu mai știu unde am fost. Și aveam 21, aveam un număr mare și era o zonă foarte bună. Ok. Mă pun aici, dar mă dau ăștia la o parte 100%. Și mă dau și de aici la o parte. Parcă văd. Da. Doamne, m-au... Ok. Nu mă supăr. Hai să vedem ce mai urmează. Bă, dar mofti greu de tot. Haideți, băiețași. Bă, asta e o zonă bună. Nu e o zonă rea. Ia să vedem noi. Crește prețul, crește, crește. Hai să se ducă amândoi să vândă. E prețul mare, ceea ce e bine. 750. Vreau să se facă... Să facem și upgrade-ul ăsta cu 1000 și după aia e perfect. Hai, hai, hai. Bun, perfect. Și acum se mișcă super repede. Se duc și vând super puțin. Ok, nu mai vindeți nimic. Aici era zona. Este destul de mare. Dar n-avem bani. N-avem bănuți. Oare merge așa? Oare dăm piatră? Nu, n-a dat un piatră, ceea ce e super. Ok, nu mai vinde nimic momentan până crește prețul. Dar ce ne facem fără bani? La început e nașpa rău de tot. Hai că putem să upgradăm, să tragă mai tare. Hai că măcar unul să depoziteze. Ok, ok, ok. Și acum să facă așa. Bă, nu era nici zona asta. Dar e cu piatră. Cred că am putea să facem așa. Hai să upgradăm și în partea aceasta și în partea aceasta. Să tragă foarte repede. Ok, acum trage prea repede. Ok, hai să lăsăm doi acasă. Bun. Nimic? Era aici zona, cică. Dar ia. Hai că n-am dat de piatră. Bă, nu mai vindeți nimic. Ne potolim. Hai să mai caut ăsta ceva. Ok, mi-au înghețat mâinile. Crește prețul în dreapta. Deci hai să mergem la vânzare. Hai să facem așa. Nu merge. Deci facem așa. Ok, aici mai scade din preț. De fapt nu, vindeți toți. Dar nu mai avem probleme. Trebuie și pompa asta. O să fie forță. Ok, ia, mai găsește asta ceva? Hai să mai punem. Că ăștia umplă. Umplă! Bă, la amă română. Ăștia umplă tot. O, ultima lună și nici nu avem unde să vindem, ești nebun. Vindem pe la cel mai prost preț posibil. Abia acum crește. Cam asta a fost. Nu mai erau zone. Atât de aproape să golim tot. 52K. Nu e rău. Ia, la stock auction, 6%. Dacă iau și 6% ăsta, suntem GG. Chiar dacă mi-am cam ars mulți bani, sunt cu 38%, deci...
Nu știu ce să mai zic. Oh, nu Leaf Town, nu, nu. Ah, cine e, bă? Nu mi s-a salvat. Ok. L-am cumpărat ceva mai ieri. Bun, hai să ne mai uităm o dată. Astea vor fi terenuri nasoale. Așa zic eu. Deci nu cred că vom face mare profit, dar vedem. Punem doi băieți, știți deja rutina. O bune, vei rămânem fără bani. Un silo. Și hai la vânzare. Bun. Chiar și cu fast forward, după ce vedeți aici, sau din ce vedeți aici, tot durează ceva. Deci durează destul de mult. Nu avem ce să facem. Capul meu, a scăzut prețul de tot. Du-te în partea aia. Upgradez neapărat vagoanele ca să nu mai dea pe afară. Și vreau să le upgradez de două ori înainte să încep să mă ocup ca lumea. Hai unul să depoziteze aici. Mă, ce prețuri mari, ești nebun? Da, dar nu mai avem bănuți. Hai că avem. Bun, vindeți și voi în partea cealaltă. Și cred că ne oprim și cu vânzarea. Vânzarea noastră. Se tragem o dată așa. Hai să mărim două de-astea. Da, nu mai avem bani. Suntem rip. Hai să vindem în partea asta. O, da, a pus, bă, ești nebun. Asta o să ne coste foarte mult, aia e faza. 500 plus 700, nici nu cred că facem rost de profit înapoi. Ok, vindeți în partea cealaltă. V-am zis eu că ne așteaptă niște zone foarte proaste. E și mai bine dacă facem așa. Ok, hai să vedem, mai găsim ceva sau nu? Măcar să nu dea pe afară vreo pompă, aia ne-ar cam interesa. Asta ne-ar interesa pe noi. A crescut prețul mult în dreapta. Mamă, cât durează să ne upgradeze pompa asta. Da, nu cred că mai e nicio... de asta în pământ. Bă, noi ne băgăm la vânzare, n-avem treabă. Pompele s-au cam golit. Ne oprim. Vindem în partea asta. Destul de aproape să terminăm tot. Am zis, nu cred că mai sunt alte zone pe aici. Adică i-am upgradat pe ăștia la maxim, știți și voi, să găsească orice zonă. Dar na. În dreapta acum. Eu nu știu de unde mai trage în zona asta. Mă mir cum de nu e golită deja. Mai au ăștia? Presupun că trebuia să upgradăm pompa asta. Când am upgradat-o n-am mai tras nimic. A golit-o! Ok. 2000 în plus pentru totul vândut. Asta are mulți bani. 40.000. Ia, 4%. Nu prea aș cumpăra, adică totuși e 4%. Cine cumpără? Daisy? Cine a cumpărat? Că nici nu știu. Ea a cumpărat? Cum, 38% am mult peste. Și dacă nu face nimeni 50%, ce naiba se întâmplă? Hai să vedem, pentru că asta ar trebui să fie ultima partidă. Asta ar trebui să fie ultimul meci. Sunt tare curios. Ok.
Se termină aici jocul sau cum? Ia, boss. Bă, dar unde a găsit și ăsta? Ok. Unul vinde. Mai bine vinem în stânga, că e, chiar dacă e mai ieftin. S-a rezolvat. E prea mult drumul până în partea cealaltă. Hai cu 700. N-ave, aici doar așteptăm, n-avem ce să facem. Sunt tare curios ce se întâmplă, adică asta e ultima zonă. Nu știu dacă ne mai deblochează altceva. Cred că se termină direct. Ok. Uite-te, știu, ăsta trage direct din pompă prost, în loc să tragă din... Ok, spun că merge să vândă amândoi. Ok. Perfect. Să vândăm partea asta. Ar trebui să miști oricum destul de repede, cheamă, pe gradat la maxim. Oh, mamă, ce prețuri mici, ești nebun. Ăsta un ce-o mai găsim, mă? Nu mai am bani. Nu înțeleg ce a găsit ăsta. Ah, jos de tot. Vai de capul meu. Ok, presupun. Hai să tragă ceva mai repede. Mamă, ce preț mare. Tragă, mamă, cum trage pompa asta. Să upgradăm ăsta aici. Hai să vând în dreapta, că e mult mai mare prețul. Nu! Tot a dat pe afară. Trebuia să-l las pe unul să... Ok, acum în stânga. Pe bune? Nici nu se merită, uitați-vă cât ne costă. Bine. Că trage asta tot. Ia, mai e și altceva? Cred că facem așa. Ia, mă, mai găsește bosulică ceva? Nimic? Nimic? Oh my god, ia vindeți în dreapta aici, că e prețul mare. Ok, vindeți în stânga acum. Adică, cred că avem destul timp, dar hai să upgradăm asta, să ne mișcăm ceva mai repede. Să tragă ceva mai repejor. Dar nu mai avem ce să facem. Mamă, pe să ieșim pe minus. Ieșim pe minus, sigur. 100% ieșim pe minus. Pentru că ne-a dat pompa pe afară. Și ne ia mult. Top level. A, n-am ieșit chiar așa rău pe minus. Bă, da, toți am dus-o nasol. That was it, folks. I'm out of land. Now let's see who will become the new mayor. There is no winner yet. This means the stockholder with the smallest share will have to go. So Blanche... Ok, we'll have to pack up and leave. And we will auction off their... Oh my... Nu! 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 Pierdem jocul? N-a știut că așa! Stai puțin, poți să mă împrumut la bancă? Și Ricardo? Nu, voiam să împrumut niște bani, suntem... Wait, what? Stai, ce? Asta nu mai are bani? Oh, credeam că asta are mai mulți bani ca la mine. Deci am câștigat? Great job, you have secured more than half of the town shares. You have won the campaign and will be the new mayor.
I've got something special for you as a reward. Meet me at the town hall. Am câștigat! World map? I have a special present for you. Come check it out. See the island over there? It's yours to mine. Ah, yeah, man. Okay. Cake. Un achievement nou, prăjitură. Are you ready for final, for your final challenge? Ok, hai să ne ducem să vedem ce naiba e. Oh, mai e una singură? Faza e că ne-am cam lungit în episodul acesta și cred că o să o completăm în episodul viitor, zic eu. Ia să vedem, stop level. Deci dacă ies din joc, ce naiba se întâmplă? Cred că o să ies din joc fără să salvez. Dacă s-o stop level. Holy fuck, ce era aici. Oh, ok. Before you go test your skills in expert mode, pay a final visit to my bank. To check out overall statistics of your campaign, congratulations, I won the game, you can now play Turmoil on expert mode, where the characters have special powers. Oh, putem să jucăm pe modul expert? Ce ne-am înseamnă asta? Single game. Ah, putem să încercăm și single game-ul. Ok, interesant. Cred că asta vom face data viitoare. Vom face un match pe single game și cred că trebuie să începi. Before you go to pay a final visit to my bank. Statistics. Ok, am făcut un profit de 600 de mii de dolari sau ce n-avea acolo? Păi și cum fac ca să joc pe expert mode? Trebuie să încep alt campaign, nu? Cred că da. Aha, și dai pe expert. Să jucăm cu ăștia pe expert? Și că ăștia sunt mult mai buni. Interesant, ok. Probabil am să joc pe expert off camera, pentru că nu o să mai vreți să mai fac episoade. Dar cam aceasta a fost seria de Turmoil. S-ar putea să mai facem un singur episod cu single game și să customizăm noi pe aici, să vedem care e jmecheria și să punem seed-uri diferite. Dar, în rest, sper că v-a plăcut episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!